Bună dimineața! Creierul uman funcționează asemenea unui calculator. Periodic are nevoie de un restart pentru a-și face ordine printre fișiere. În cazul nostru, printre gânduri. Acest proces se întâmplă de obicei în timpul nopții, dacă avem parte de un somn odihnitor. În lipsa acestuia apar erorile, oboseala, stresul, chiar depresia. Calitatea vieții noastre e puternic influențată de somn, de aceea nopțile nedormite nu trebuie să devină obișnuință. Somnul este o stare fiziologică asociată cu scăderea stimulilor auditivi și vizuali, încetinirea funcțiilor vitale și scăderea ușoară a temperaturii corpului. Studiile din ultimii ani au demonstrat o legătură directă între calitatea somnului și sănătatea noastră fizică și mentală. Creierul nostru este ca un soft, ca un calculator, ca un, da, peste zi procesează foarte multe lucruri, le stochează, le memorează și le așează pe un desk, pe desktop-ul lui, pe imaginea noastră din spatele retinei. În fiecare noapte, în timpul somnului, ce face creierul nostru, ia fiecare fișier din desktop-ul calculatorului, îl mai revede încă o dată de 2 ori, de 5 ori și îl trimite în calculator în sertarul potrivit. Tulburările de somn afectează aproape 50% din populație și nu trebuie ignorate. La fel ca alimentația haotică, lipsa de mișcare sau excesele de alcool ori cofeină, acestea pot determina apariția unor probleme reale de sănătate. Consecința unei lipse acute de somn are repercusiuni în stimularea și sistemul imunitar care duce la boli. Poate să ducă la boli complicate, în principal boli autoimune, dar în general poate să ducă la boli și poate să ducă la o epuizare atât fizică cât și psihică. Epuizare care duce la tulburări emoționale din categoria anxietății și depresiei, lucru extrem de greu și de complicat de realizat pentru că schimbă calitatea vieții pacientului, omului în general. Nu mai avem o viață plină de, nu știu, creativitate, bucurie, plăcere, ea se reprimă la câteva lucruri de bază, la a mânca ca să supraviețuiești, a avea un climat de siguranță, adică să ai o casă. Numărul de ore dormite nu reprezintă întotdeauna o soluție dacă somnul nu este unul cu adevărat odihnitor. Este posibil că atunci când ne trezim să ne simțim încă obosiți și abătuți. Facem o confuzie între a dormi bine și a fi odihnit, pentru că noi ne dorim ca seara să ne punem în pas să dormim, ca dimineața să fim fresh, să fim capabili pentru următoarea zi, să fim în formă și să ne facem activitățile, nu știu dacă se poate, la maximul la care ne-am dorit noi. Acest lucru nu se întâmplă pentru că odihna trebuie să fie de mai multe feluri. Odihna mentală, muncim foarte multe ore pe zi, dar uităm să luăm pauze. Adică dacă am lua pauză o dată la 2 ore, la 3 ore, câte 15 minute, o jumătate de oră, ieșind din cadrul acela și observându-ne peste zi, cumva seara la culcare, cam cum a fost ziua noastră, cam câte momente de răgaz am luat, cred că vom putea să îmbunătățim stilul acesta și să nu lucrăm, așa cum se spune, uitând de noi. De asemenea, e important să acordăm atenție gândurilor și emoțiilor, dar și să petrecem timp împreună cu prietenii. Atunci când aceste mici momente de relaxare nu sunt suficiente, nu trebuie să ezităm să cerem sfatul unui psiholog.